Domnul profesor, felicitări încă o meci bun, încă o victorie. Da, mulțumim. Cred că am reușit un joc bun. Am câștigat la o diferență de scor confortabil. Ne-am creat și alte ocazii de gol. Și ne-am atins și obiectivul, cele trei puncte pe care ni le-am propus pentru jocul de astăzi. Echipa traversează o formă foarte bună. Da, sperăm să forma asta să o prelungim până la finalul turului de campionat. Din păcate avem și ceva probleme cu accidentările, sperăm să trecem și peste ele și să fim și în efectiv complet. Care este situația lui Cristi Cherchez? El a ieșit acuzând dureri în zona inghinală, n-am vrut să mai forțăm, sperăm să nu fie ceva grav și până la ora jocului cu Clincen să fie refăcut. Vine o dublă cu Clincen, cu campionat și apoi cupă. Da, sunt două jocuri, de fapt o săptămână foarte dificilă, pentru că avem o dublă cu Clinceniu și un joc acasă cu Mioveniu, echipă care n-a mai pierdut și ea de ceva etape. Sunt trei jocuri foarte grele și gândind în perspectiva asta, spuneam că avem nevoie să-i refacem pe toți. Revitele înfrângere dură la Târgoviște, ce s-a întâmplat? Nu am abordat jocul mai concentrat. Știam că Chindia are o echipă puternică, mai ales în jocurile de acasă. Și am început meciul foarte rău, cu golul primit în minutul 2. De acolo am încercat să revenim și așa am fost surprins și am mai primit două goluri. Și adică nu cere prea foarte supărați pe dumneavoastră. E normal să fie supărați pentru că nu adunăm puncte. Cum vedeți salvarea de la retrogradare? E dificilă, dar nu imposibilă. Târgoviștea cum vi s-a părut? Târgoviștea e o echipă matură, o echipă puternică. Da, are șansă la promovare? Din punctul meu de vedere, da, are prima șansă. Mulțumim.